Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că se pregătește o nouă ofensivă împotriva ciorilor din Cismigiu și a porumbeilor. Primăria se pregătește să le facă o discotecă. Mm. Adică se instalează Bird Expeller Pro V.2, adică un echipament Sonic 3D de ultimă generație. Eu am citit din comunicat. Da, da, da. Sonic. 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 Dă mai tare că știi. Nu, nu, că te-am... Sonic 3D. Da. Nu știu ce, de ce 3D de ultimă generație, plus un dispozitiv vizual stroboscopic inovativ, Bird Deflector. Asta cu Sonic 3D mi-a aduce aminte de combinele alea chinezești cu sunet spațial, țineți minte? Da. Și avea un buton să dai pe sunet spațial și eram, wow! Exact. Sunt absolut nimic, dar era... Sunet spațial, extraordinar. Da. Deci vine Bird Expeller Pro V.2 și Bird Deflector, unul cu sunet 3D spațial și dispozitiv stroboscopic, practic le face discotecă. Da, da, da. Sunet surround, orgă de lumini. Avem și următoarea descriere. Dispozitivul optic stroboscopic. Băi, știi de ce mi-aduc aminte descrierile astea? De reclamele la diverse creme sau suplime sau de mâini, în care, da, în care folosesc niște denumiri de care nu știe nimeni niciodată. Dai senzația că sunt wow. Da. Înțelegi? Și apare cineva și spune supliment extraordinar. Acesta este cu extras de crăcinoză. Da. Ce? Binecunoscută pentru calitățile curative. Da, cumpărați una și vă vin șase. Da, accentuează. Sunt niște denumiri de substanțe de care n-a auzit nimeni niciodată, dar este, wow, cât de tare, nene, e cu crăcinoză, așa ceva, e rar de tot. Deci, citez. Dispozitivul optic stroboscopic de îndepărtare a păsărilor este acționat prin rotația naturală a paletelor de către vânt. Nu necesită sursă de curent și nu produce zgomot, au declarat reprezentanții Alpab, citați de Libertate. Deci toată vara când nu dă o pală de vânt în București... Nu, stai, deci înțelegi. Înțelegi și este dispozitivul optic stroboscopic de îndepărtare a păsărilor? E o morișcă, mă, ce e? E o morișcă, mă, ești nebun. Deci este acționat prin rotația naturală a paletelor de către vânt. De către vânt, adică... E complicat, rău. Deci o morișcă cu oglinzi. Poți să și sufli. E, ca să păstrăm ideea cu discoteca, este un glob de la de discotecă, îl pun în pom și pun o elice, ceva de genul ăsta. Iar Bird Expeller Pro V2 folosește sunete înregistrate din natură, specifice păsărilor de pradă sau altor zburătoare aflate în pericol, a explicat primăria. Adică le face un concert cu playback, cum ar veni, cu sunete înregistrate. Uliu, uliu. Cred că mai rău să sperie cetățenii din parc. O să n-ar fi mai simplu să treacă o dată pe zi cu Șordan prin parc și... Să facă de plete. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.